județul Bacău, este legal constituită și poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 12 consilieri din 14. Întârzie doamna consilier Avram Georgiana, iar domnul consilier Gustav Durer este absent motivat. La ședință. Președintele ședinței este domnul consilier Strugiu Daniel, ales o perioadă de 3 luni. Bine, 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 Da. Înainte de a da citim ordinul zi, vreau să supun că procesul verbal la ședința anterioară, dacă mai are cineva de pe lângă, dar de a adăuga, dacă nu, să-l supun la vot. Cine este pe lângă? Este cineva împotrivă? Dar nu a participat. Da. Dar știu, nici eu n-am împotrivă. Bună ziua și bine ne-am regăsit la ședința extraordinară a Consiliului Local de Est. O ședință care a fost obligat să o facem mai rapid, pentru că unul dintre proiectele de ori pe lumea de zi este rețeaua școlară, care avem termen până pe data de 10, adică până astăzi. Trebuie să trimitem la inspectorat hotărârea. Aș vrea să vă spun și eu la mulți ani, să vă dea Dumnezeu sănătate și minte, să putem să ducem mai departe și anul acesta, problemele comunității. Bune cu rele, am ajuns la un an 2024, un an care, vă spun de la început, că va fi un an nu ușor, mă refer la problemele financiare care vedeți cu toții la nivel național, toată lumea își fac calcule și caută să se achite. Mă refer aici la guvernul României, autorităților locale, autorități județene. Dar sperăm că o să le trecem cu brio, cum am reușit să trecem și cum acum. Un an nou și cu anul 2024 și cu 4 luni de alegeri, de fapt chiar 5, cu doilea tur la președinte, cum crede o să iasă în primul tur, în care fiecare o să decontăm, o să socotim, o să ne facem niște calcule pentru viitorul mandat. Rugămintea mea este să dăm dovadă de civilizație, de lucruri care se vor spune poate mai bune sau mai rele. Aș vrea să, totuși, să nu ajungem la atac la persoane, la familii, la... am mai văzut, să ajung la lucruri care nu sunt tocmai ortodoxe. Să folosim această campanie, văd că unii dintre consilieri să dau deja pe reportaje, tot felul de chestii. Dar, totuși, nu vin cu argumente clare. Căutăm să aducem la cunoștință cetățenilor lucrurile corecte și adevărate, lucruri legale. Nu venim să spunem că se fură, că m-am simțit ofensat și vreau să, ca și lider al primăriei, vrea să încerc scuze în fața dumneavoastră, Consiliul Local și a cetățenilor, pentru ieșirile nu tocmai ortodoxe a domnului consilier, și eu vin cu nume și prenume, nu vin că cineva a furat, cineva a făcut, cineva a vorbit pe Facebook, e un sistem de informare care e un site care este urmărit și avem 4 localități din 6 în care mi s-a adus jignit că s-a furat,
că s-a furat voturi, adică suntem într-o lume democratică, avem voie să spunem ce dorim, dar totuși să venim cu argumente. Nu poți să faci cetățenii din patru sate hoți, nu putem să jignim până la anunțe lege ieșind că a anunțat poliția și a vorbit la telefon. Fiecare secție de votare are un polițist, nu trebuie să vorbești cu nimeni la telefon. Adică să nu venim cu lucruri care considerăm că, domnule, știți, acolo în cicul verzul ăsta. Și comunea, se văd în toată lumea acest. Cum s-a furat, se fură, aduce noi, nu știu ce, consultanți, nu știu buni, trusuri din presă, să votăm, să nu mai intrăm, dar nu intră, intră cineva. Tot ce a fost, n-am avut niciodată sesizări la biroul județean, biroul electoral județean, la Beș, n-am avut sesizări de fraudă. Poliția, Ministerul Interne este în teren atât la secție de votare cât și pe traseu, în acea perioadă. Lumea este președintele secției de votare care este direct răspunzător și ăla la o sesizare, anunță prefectura, organul de stat. Și venind să denigrăm. A spus. Și vă vorbesc că da, domnul Remus nu sunt eu. Așa. Adică nu putem să ne facem de râs, așa ridicăm tot felul de probleme care nici măcar nu înțeleg. Vrea să mintă ceva, dar nu știi să mintă. Cum ai sunat la poliție când polițistul este secție de votare? Ce trebuie să spun? Domnule, vedeți că am băgat mâna în buzunar la ăla și o frabare. Adică, haideți să nu ne facem de râs. Noi totuși suntem o comună mare, cu cetățeni gospodari. N-a fost nimeni obligat, n-a fost nimeni bătut, nu s-a bătut în comună. Adică, merge până la lucrări. A fost deodată că suntem, facem politică de vreo 20 de ani, 34 de ani aici. Dar n-a fost bătut. S-au mai discutat, deci tot așa. Dar nu s-au omorât, nu s-au bătut, nu s-au furat la secția de votare, că tot ce se înseamnă fur, să anunță și să registrează undeva. Deci de asta semnalul meu este clar. Să avem grijă ce vorbim, noi înțelegem că unii vor sau crezând că poate să câștige o campanie electorală prin aminții, dar nu putem să spunem că suntem voți. Nu pot să nu permit și nu cetățenii din comuna Livezi, nu sunt oameni voți. Noi suntem oameni cinstiți, corecți. Nu, mă refer, nu am avut niciodată sesizări. Din 2008 și eu sunt consilier local. Am mers pe etapele astea, consilier local, viceprimar, primar. Nu mi-a dat nimeni în cap, nu m-a furat nimeni, nici la el alții nu au venit cu sesizări. Au fost lucrurile cât de cât corecte și normale. Într-o campanie de până asta, a spus. Îmi cer scuze încă o dată cetățenilor din comuna Livezi pentru jignirea care a fost adusă și aș vrea să trecem la orice zi cu problemele actuale comune, nu cu... Da. Dar nu, dacă mai are cineva cu un alt conținer din spus ceva, poate să nu cumpere. În primul rând, perioada vizată era o perioadă în care eram eu și eu prietenul în care am făcut ceva. Pentru să știi exact cum ăla e cum Eu cred că acestui om și vă-l facem național, local, nu. Omul pare de rău și mi-asum ceea ce spun. Nu știu dacă merită chiar atât de mult băgat de seama. Poate fi și alte cuvinte care am putea să le folosim în direcția lui, dar cred că nu suntem în măsură să o facem. Dar de mult cetățenii și eu, la rândul meu, îmi cer scuze numele Consiliul Local, numele tuturor, pentru felul în care denigrează acest om, denigrează instituția Consiliului Local, denigrează primăria, denigrează pe noi ca și comunitate. El, purtând steagul ăsta de, eu știu, vedeta a diasporii, amestecând niște lucrurile, el vorbește așa, doar din auzite, mi se pare că strânge în jurul lui 1, 2, 3 oameni, dar el dă de rezolvit, dar pentru asta el ajunge chiar la limita penalului, dacă l-ați observat. Și cred că nu va fi departe de o plângere penală întotdeauna lui, ținând cont de faptul că vorbește cumva în numele Consiliului Local de multe ori. Și așa cum am spus la început, ne dă o notă pe asta sau nu știu, ne face de râs întregul Consiliul Local ca și instituție. Eu cred că Consiliul Local ar trebui să
să dezică de astfel de elemente și dacă e să apelăm din nou la cetățenii, oamenii să decidă mai bine sau nu știu să astfel de elemente să nu mai ajungă în Consiliul Local. Eu v-am spus că plecând de la faptul că eu deja în gura lui eram din acord, eram distrugător, nu știu la ce a început să nu mai dea nume de așa, la modul general. Distrugător. Nu se poate așa ceva. Eu nu cred că comunitatea asta de vezi chiar s-a lăsat așa pusă de nască. Oamenii au știut ce au făcut și ne-au ales ca să ne reprezentăm interesul. Și noi suntem cei care lună de lună suntem aici așa, nu pot să ajung, dar ajung la Iași, mă duc la Sfânt, dar și noi toți când ajung la Cugasa Paraschiva, ne-am rugat pentru comunitate, pentru familie de noastră, trebuie să facem din asta un act de eroism. Deci, încă o dată, cred că ar fi bine să nu uităm prea multă atenție, nu vreau să-l jignim mai mult, sau eu știu că după aia îl transformăm în victimă și nimic, dar nu cred că este unul care poate reprezenta comunitatea. Nu mi este teamă, am participat în competiție cu această persoană la lege, sunt deschis să particip, dar parcă totuși oamenii ar trebui să gândească mai mult în momentul în care alege astfel de persoane. Am asta. Da, mulțumesc, domnul, mult pentru susținere și cu toții, că aici, mare majoritate, am fost fărtașa. Evenimentele trecute din 2008 și până în zilele noastre nu au fost niciodată vorba de fraudă, nici măcar suspiciune a legei. De niciun fel. Nu poate să spună acest om că a fost. Eu nici n-am fost atent la ceea ce a fost atent în el acolo, dar am văzut că sunt niște vizualize și comunitatea trebuie să înțeleagă că omul fură toiet pe românești. Adică nu. Noi, mi se pare că nu toate sunt toate capacitățile funcționale. Da. Asta. Da, oricum, să zic că l-am făcut și ultima cum ea, da. Să vadă cu siguranță ședința. Și la prima postare, la ora 20... Aș vrea să spun cum am menționat în urmă ca la ședința. Nu, interesul nostru nu este să victimizăm. Noi doar, și eu sunt în asedința pe domnul consilier, doar mi-am cerut scuze în fața cetățenilor. Da, doar acum. Nu putem să facem comunitatea și nu permit ca cineva, fie și consilier local sau poate are și probleme, nu știu, iau din genul, Doamne ferește, să facă cetățenii comunele de scos. Adică nu ai voie, nici măcar, chiar dacă nu reprezinți un consiliu local care eu cred că local ia decizia să trecăm o frângere împotriva acestui pentru denigrare și pentru tot ce... Da, prin ce face el denigrează casa politică? Și instituția, ce numele instituția, nu poți numele să fie. Da, vreau să vă atrag atenția și la ședința anterioară, care a fost discuția, am spus că fiecare consilier local are atribuții. Atribuțiile consilierului local este să aducă problemele care sunt reale în comună și să le reprezinte cum să le discutăm în consiliul local. Plus de asta, el să consilier local trebuie la ședință. Și să le aducă argumente și argumente. Dar nu am văzut niciodată un argument în consiliul local să vină, bă, nu avem drumuri, nu avem apă, nu avem aia. Nimic. Adică pe Facebook, adică... Vorbim tot. Aici reprezintăm pe cetățean. Omul are nevoie de tine aici, în Consiliul Local. Într-adevăr, toți avem nevoie de populație. Populația are nevoie de noi. Dar trebuie să-i reprezentăm cum trebuie. Așa plecăm din ședință, nu vorbim nimic și ajungem pe Facebook, vezi că ăla-i... Ăștia scoți, ăia-s... Da. Îmi cer scuze, dar i-am atras atenția și la ședința anterioară, dar să înțeleagă că atribuțiile Consiliului Local să reprezentăm cetățenii. Da, așa nu prea văd că îl reprezint, că nu sunt cetățean. Eu nu cunoaște legea. Păi, cunoști legea. Da, dacă nu mai să-i spun, nu se întâmplă cum și domnul primar, cred că de la Dumnezeu, că sunt niște citanții din instituții care nu se scot electronic și se scot de mână, fără nicio anumit persoană cine taie această citanță, fără ștampilă, și îi sumi scoasă pe mine, până ceva. Eu vreau să-i atrag atenție domnul primar, să
aibă grijă în modul cum se încasează taxele și impozitele la Comuna Liberia. Fiindcă Comuna Liberia din 2016 are un program electronic. Deci nu se nu are voie să dea semne de chitanță. Deci nu există așa ceva, aceste chitanțe de mână, care nici măcar nu sunt ce încasează. Deci stai la un copil care abia împlinit 18 ani, care figurează la un ROR, 320 lei, restante, taxă salarizare. Nu înțelege. Dar de când e taxa așa de mare? Că ea a fost... Hai, eu, știți foarte bine, că am mai trebuit de anul timpul. Păi să înțeleg că această persoană, ea mare ROR, în primul rând, tot ce înseamnă taxă și așa duce la un singur ROR. Înseamnă că copilul ăsta de 18 ani care a primit, el o să plătească de acum este dator la această instituție din când s-a născut. Așa ceva nu știu. Și sunt foarte multe chitanțe care se taie, nici măcar nu se scrie ce au de nici restanțe, nici curente, nici curente, deci total, nu și sunt. Total sunt. Asta ce am da, zici chitanțe, nu se vadă cum primatul e la plătată, nu știu, da? Deci se ia măsuri, nu l-am pus nimic pe el, că n-am cum să l-am pus, că nu are nicio semnătură, nu are nimic pe lui, este doar la compartimentul taxe și poste și din zona acel chitare pe zona Orșului reprezintă casier cu acuziția la mie. Da, hai de ce le-a fost atunci cu acuziția la mie. Cu acordul dumneavoastră, dacă vreți, eu chem casier... Dar nu lucrăm cu domnul primar. Aici nu facem noi poliție, și interdom, deci v-am spus, dar legea nu prevede așa ceva. Dumneavoastră, deci, în vorbim să luați măsuri. Nu-i rolul Consiliul Local, acum să-i mulți, să-i judecăm, să-i întrebăm. Nu care să mă lucru argumentul. Trebuie să-i lăbărească. Dar în fața mea, domnule Consiliul Local. A fost în fața noastră. Nu poate să-i lăbărească. Nu poate să-i lăbărească. Să-i explici. Nici ștampilat. Domnul, nici să-i strămic. Dar ștampilă pe chitanțele alea putea să fie. Nu am ștampilă. Dar să-i lăbărească. Nu, nu, nu. Nu știu pe el, dar n-am zis cum se știe. Pe cum se regăsesc? Cum se știe ce ce are rol? Cum știi? Cine știe? Eu nu vreau să spun, dar cred că nu se regăsesc. Simplu, stai cât vrem noi. Tot curent, vrem noi, casă,
Deci, domnul, haideți să vă spun o chestie. La bunule, ca să întâmplă așa, am înțeles, domnule, la bunule, da? În primul rând, toți cei care s-au depus, care au depus pentru încălzire, că ați întrebat un consilier, că au luat încălzire, au luat încălzire. Primul document este adeverința de rol. Păi, ce vă spun? Eu n-am luat nimic decât să-mi dăm niște, nu fi vrea să n-am urmă. Dar acolo ce nu trebuie pe anul ăsta taxa? Nici nu trebuie să aici e întrebare. Aia subie. Deci asta v-am spus. Deci, orice dosar de încălzire pleacă de la adeverința de rol, certificat fiscal. De ce nu se atrec exact taxa de salutate? Și am trebuit la toată fie. Tot atât? Da. Nu, vă dați seama. Păi, de când e legea asta, trebuie să-mi să mă zici. Eu sigur. Persoanele. Păi ce se vorbește? Persoana să vină să spună exact. Ok, ați făcut o sesizare? Eu am făcut sesizare, știi, primarul. Ați făcut o sesizare, să spună scris ca să o vedem la ceva. Păi acum am scris, vedeți să cerim consiliul local. În cerim consiliul local, să am vedeți. Da, domnule. Mar, la ședința de trebuie să spună scris. Se semnează procesul verbal, nu răspunsă. Nu se primește. Domnule, nu se primește. Domnule, nu se primește. Aceste persoane o să vină și eu. Și o să fie mai grea, când îți auzi la poliție, deci mai bine că au văzut să găsesc în poliție. Dacă cineva crede că e normal să trai în urmă așa ceva, atunci vrei să stau, tu nu dă când ei spun că așa să trai în urmă. Păi cum să ai rol? Dacă el a făcut toată scena cum la? El să nu prin băiatul ăla care să l-a neapărit cu boc, la pentru la... Dar nu să l-a făcut, că stă la tafă, să vă rog, și bunici, mă, bunici, mă, tafă, bunici, mă, așa, și-a rog, ca să-i de părți. Eu vreau să mergem și la respectiv, să vedem cât datorii are. La acel rog, să vă garantez să vedeți cum se ia. Eu vă garantez valerea asta. Cum verificăm? Eu vă am putut verificat și vă spun clar. Că o să vină persoană și o să vină persoană respectiv, vă dau unui ce trebuie să vină. Deci, haideți ca să clarificăm. Toate persoanele care au venit cu suspiciuni, cu chitanță care n-au avut, nu le-au înțeles, n-au știut și au venit la mine, și vă dau exemple, nu unul, nu zece, foarte mulți, că nu înțelegeam, nu pentru ce proteste. Cei care erau pe compartimente și aveau în sarcină aceste activități, au fost chemați la mine în birou cu persoana de față pentru justificare. Iar toți care au plecat lămuriți. Ia să vă zic, vedem. Ce v-am spus că mi se pare normal, o chitanță, nu spui casierul și nu ești apirea unității. Domnule, ce dracu, domnule, de ce-mi proști? De ce dracu, domnule, e vici și stă apirea unui bun? Să vedeți cum ține o chitanță între puștă, amintirea, semnătură, nume și rămâne casieră.
ce? Este două legi în România? Una așa și una așa? Aduceți una cu mâine și una fără. Păi să facem anchetă. Arătați-mi cum e una corectă și una e corectă. Acum, de ce vedeți o ordineață? Acum, vă spuneți ordineață? Păi, hai, mă, cum vedeți? Păi, să vedem la ședință să votăm și facem. Păi, da, scoate-o cu corectă, vedem la ședință. Să vedem noi, să anchetăm. Hai să... Deci, nu sunt două legi în instituție, una singură. Așa. Din punctul de vedere, sunt fapt. Nu știu. Eu nu am ce v-am zis. Și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180 pe 2156 din 6-5 a 2015, încheiat de SECE companii Rompresc, Servis SA, inițiat de primar și aviz din partea tuturor de specialitate. Proiectul numărul 3, proiectul hotărâri privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Livesc, la AGA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordine de zi, la ședința AGA ADIF, din data de 11.1.2024, numărul 11.1.2024. Inițiat de primar, din ADIF, și a din partea tuturor comisiilor de specialitate. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, deci, nu și voi. Dacă vreți să mai propuneți de vire, dacă nu trecem la ordine zi. Dacă mai vreți, eu cred că s-a discutat. Trecem direct. S-a discutat și... Da. Trecem la ordine zi. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Vreau să vă prezint eu câteva cuvinte. Acest proiecte pe ordinea de zile am avut-o fiecare an. Adică să vă lucrurile cam așa începeam cu rețeaua școlară. Plus reprezentantul legal al primăriei în Maga. În posibil de administrație la asociație, la ANI. Deci, diverse linii au fost. Da. Dacă vreți să faceți scurt, ați văzut că au venit doamne de la cadastru care o să începe lucrările, o să vineri, o să începe lucrările și prin această cală vreau să anunț cetățenii comunei de vest să-i științesc că de vinerea viitoare acești domni ai firmelor de cadastru se vor afla în teren. Până acum am avut lângă din birou reprezentantul lor aici locul la primărie.
Trebuie să depuse toate documentațiile, tot ce au documente, actul de vânzare, cumpărare, moștenitor, certificat de moștenitor, titlul de proprietate, depuse ca să poată să-și facă lucrările. O să înceapă, deci o să facă intravenan, extravenan, o să ajungă prin localități, la locuințele cetățenilor. Cei care nu au documente, care nu au cadastru, sau intabulare pe locuințe sau așa, să-i accepte și să nu creadă că sunt răufăcători, dar pe această perioadă o să primi și un reprezentant din cadrul primăriei să meargă pe teren, să-i științeze, să dea credibilitate că cei care vin la porțile lor sunt într-adevăr cei de la cadastru și nu altfel de vizitatori pe ghilimele să verifice câte ușa au și așa. Da. Este un lucru bun pentru noi, este un proiect european și acest lucru. Comunele din jur lucrează, Sărduleniu, Redegiu și ei sunt aproape în fază terminală la Redegiu, cei ce vorbesc mai înainte cu domnul primar la Redegiu. Sperăm să o scoatem la capăt și cetățenii să beneficieze de acest cadastru gratuit. Da, haideți să trecem la ordine de zi. Acest e proiectul numărul 1. Proiect de întrebare aprobarea organizării de țile școlare de anul 2024-2025. Dacă aveți discuții... Comisie de specialitate. Da. Dacă nu, voi lua vot. Domnul... Avem aici... avizul conform din partea instituției școlare. Da? Da. Peste eu că o așteptam. Ăsta era actul final care puteam să trebuie să fie niciodată. Dar din punctul noastră de vedere, adică, nu, școlile sunt, e măsura vizului, adică, școli, celălalt, nu mă refer la școală, că sunt dat juridic, celălalt școli, adică, îndeplinesc condiții. Condițiile, timp cât avem și avizul, de la toate instituțiile statului, să știți că nu mai avem nicio școală în Comuna Iubescu grupuri pe externe. Era o lege, nu au apă. Da, deci nu au, o parte din școli au apă de sursă proprie. Să știți, Poiana care s-a reparat acea sursă proprie, Scărica, dar a scăzut acolo, la Scărica este cu sursă proprie, Lidez, Sap, Valea Rea, are sursă proprie, Prăjoaia are sursă proprie. Și a scăzut apa. Așa, dar suplimentăm cu apă, uite că avem aici doi reprezentanți ai școlii, adică doi gască, speță, domnul Butu și doamna Vasilica. Noi am căutat să menținem funcționarea școlilor la parametri normali. Din anul trecut am început cu apă potabilă, am achiziționat dozatoare. La fiecare școală are apă potabilă pentru copii. Voi așa? Cu dozatoare? Toate. Da, și Orășa, în momentul de față, are sursă proprie, nu avem apă, dar atunci... Azi am luat la mine, la schimb. Da, luat. Apă potabilă în fiecare școală. Funcționat? Da, asta vreau să... Dacă e altceva special, dar nu încheiat de 6 a 5-2015, încheiat de 10 cu companiei Romplen Servis. Dacă aveți ceva nerăbune sau întrebări... Deci, să fac referință și aici, vreau să intervin pe scurt. Știți că eu am un plau din Prebent, dar cei de la Romplen chiar și-au onorat. Ceea ce era trecut în contract,
nu am avut niciodată depășit nici măcar o oră sau o zi, Doamne ferește, spun unul că în miercuri, cum este atât de joia, cum este stabilirea la în comună, n-am avut niciodată probleme. Acum dumneavoastră decideți. Ei, noi facem parte din asociație, operatorul este Romprest, eu cred... Da, păi nici o bun treabă, dar deci, dacă dumneavoastră a sesizat că cei de la Romprest v-au... Nu, nu, nu. Eu n-am nicio treabă. Deci, poate să înțeleagă lumea. Romprestul vine în fiecare săptămână și vedeți cu noi. Da. Cu joia. Joia. Și odată pe lună, selectiv, da? Cât plătește fiecare parte, eu am fără ședință. Cât plătește fiecare gospodărie? 10 lei din persoană. 10 lei din persoană. 123 lei din persoană. Asta e cel mai important. Da. Bun. Pe ce meniu arată să... Nu rezultă de aici. Probabil că era un sapte. Nu e rezultă. 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 Nu e Băi, și fac treaba, chiar așa au făcut. Au făcut treaba. Niciodată. Au, nu, lasă-ți în primul. Așa, au. Așa, timp. Puștoare, ora 8 și sunt urmă. Da. Putem ce-a după primar să-i reprezintă la... Adică... Dar și din Comisia Mărului. Deci, și ăsta era unul din proiectul pe care am trebuit să-l facem, să-l facem ședința de îndată. Vedeți că nu vreau să mai decurg la asta, să mai spun. Trebuie să venim și venim la ședință. Adică, da, am avut consilier, dar... La trebuie tot timpul la un consilier? La un consilier, că trebuie să fim și pe acasă. Mai trebuie să ne stăm și în țara asta, că la serviciu toți suntem. Adică din consiliul local au serviciu, mulți suntem. Dar nu înțelegem, venim, din traseu, mai așteptăm. Toți muncită, nu? Nu putem să stăm, să ieșim la perderuță și să ne dăm cu părerea că nu suntem hoți. Da, dar și problemele cu perderuța, mă, care venim. Da, pe aceasta. Bun, și pe această cale mulțumesc, doamne consilier, Madrid de la Iași, dați seama, și cu Brema la Bacău. Mulțumim de domnul Dăinu. Și consiliul local aștepta, să știți, că diferențele astea cu ora, să da, mulțumim foarte mult să vedem. Și nu, putem efort să vină până acolo și chiar acum să mă adresez de domnul Dumnezeu. Nu, dar nu mai tot la diverse. Am avut punctul divers. Am avut la diverse. Da. Dar vreți să mai discutăm? Adică vă vreau să vă atrag atenția un pic. Am avut proiectul să vină zote. Cine ești eu aici la acolo? Este la acolo. Asta trebuie când era la ședința asta și nu-i ok. Nu-i place. Dar nu opi. Domnul și eu îți ocur o întrebare. O singură întrebare. Atât și gata. Anii s-a acum de ceva timp, nu duvind-o Dumnezeu, că ne-a dat șala pe un pic din zăpadă. Dar în același timp vreau... Da, e lui, nu sunt rău. Așa e... Vă frate din ea? Nu. Dar la mine chiar e probleme serioase. Dar atât de el. Avem drumul foarte... Eu am văzut că toate străzile din comuna Liveț și din satele noastre sunt inscripționate, avem drum, avem stradă, avem... Dar trebuie și discutat un pic, adică dat un pic de-a toată drumul. Unii din sânt, nu-i nu. Nu, nu, nu. Absolut. La Bălăleaza, strada Mahmurii. La în Bălăleasa, în momentul când vorbim acum, toate străzile sunt inclusiv ulița lui... Felicitări! Dacă nu aveți utilajul respectiv, nu merge la un moment dat, gândiți-vă bine că aveți, dați un pic, aveți de așa la ce stradă? Domnul primar! Dacă chiar într-adevăr și dă Dumnezeu și dă o zăpadă puternic frumos și nu mai aveți opțiuni, poate tractoristul nostru să îmbolnăvești ceva, tractorul mai merge, avem atât de ajutoare sociale, vă rog frumos, scoateți-i la treabă, doamne, propagă, drumul o stradă de sâdine, că domnul ăla. Asta e. Ați zis la greșeală doriție, de s-a de altă s-a întâmplat. Stai, 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 stai,
sectoare, să știți. Deci vă dau și numele și pe fiecare sector, în Bată, la Scăriga, la Poiana. Dau pe care am văzut, da? Le filmează și îmi spun ceva. Am votat renunțirea contractului cu firma de salubrizare. Da. E ok, da. Foarte bine, au program, băieți, am zis să respect programul. Vă întreb acum, încă o dată, pentru cei care construiesc și au omorât, unde duc gunoiul, domnule? Cum procedează omul care vrea să-mi ducă gunoiul de la dreapta? Da? Să vă rog, vă să răspundeți. Pentru că e foarte important să știți. Ați adus la domnul. Vă rog. Da. Să știe lumea, lumea se uită la televizor. Deci de fiecare dată, cei care sunt pe demolări sau pe autodemolări, pentru că sunt două lucruri care le așa, vin pentru un document la primărie. Cred că dumneavoastră sunteți cel mai măsurat, dar vreți ca să audă din gura mea cetățenii. Se prezintă la primărie doamna de la urmă, doamna Costea. Îi trimite la primar să spună, noi avem diferite zone unde depozităm materialul lemnos și materialul din pământ. Tot ce este material de asbest sau așa, trebuie să vină cu un contract de la o firmă care le ridică... Adică nu e material de salubrizare? Nu tot la aceeași de salubrizare? Nu. Dar el trebuie să... Ascultați-vă, el trebuie să vină cu acel document să-l pună la actele de la urmă. Să facă cerere. Deci în care treaba? Și ce-am stăpit în care treaba? Dacă nu avem un consiliu local, prin care nici unul primar nu vrea să